doamnă învățătoare, dragi oameni prezenți, iubiți copii, Hristos a înălțat. Din mira lui Dumnezeu și prin sângurința noastră, reușim și astăzi să facem un alt program, iată, la jumătate de an de zile. După ce la Crăciun am făcut un program de colinde și poezii, astăzi am schimbat placheta și vrem să aducem în inimile dumneavoastră un sentiment frumos pe care cred că ușor îl cam pierdem. Sentimentul iubirii de țară, iubirii de popor. Tema programului de astăzi este una care ar trebui să ne adune pe toți, inimă lângă inimă, și să ne readucă în cuget și în inimă o vie conștientizare, din care se înceapă a izvorât deosebitul sentiment și falnica trăire a faptului că suntem urmași și moștenitori ai unor lucruri tare mărețe și responsabilizatoare, și anume că suntem moștenitori ai comorii care se numește România, cu tot ce are ea mai scump și mai frumos, credința strămoșească, apostolică, graiul dulce românesc, frumusețea și bogățiile naturale, toate clădite și așezate pe jertfa și bărbăția înaintașilor noștri, mucenici și eroi, care cu prețul vieților ne-a dorit nouă neatârnarea țării și posibilitatea de a trăi în continuare liberi români în țara noastră scumpă, România. În cele ce urmează, vom încerca să aducem un cuvenit omagiu, o vie recunoștință tuturor eroilor neamului nostru românesc, din toate locurile și din toate timpurile, știuți și neștiuți, avându-i în mijlocul nostru pe unii dintre cei care au scris istorie pentru veșnicie, în însăși inima acestui neam, pe Sfântul Ștefan cel Mare, Sfântul Neagoie Basarab și Sfinții Martiri Brâncoveni. Acest program l-am început liturgic joi, în ziua praznicului Înălțării Domnului, când se pomenesc oficial în toate bisericile ortodoxe eroii neamului. Atunci, în prezența Domnului Primar, am săvârșit sluja parastasului, iar astăzi pe toți vă îndemn să vă încordați întreaga ființă pentru a trăi o zi cu adevărat românească. Cei luptă și-a dat viața aici între Carpați, să-și apere moșia și neamul strămoșesc, ce va trăi de-a pururi pe plaiul românesc. Îi preamărim pe bravi noștri înaintași, ce-a lăsat prin vorbe și fapte la urmași, o mare avuție și-o duce-o mai departe prin craiul nostru dulce și plin de demnitate. Yeah.
ocrotește-i pe români. Am dat sânge și sudoare pentru România mare. Doamne, ocrotește-i pe români. Am dat viață și sudați pentru o patrie de frați. Am dat fapt, am dat zisa de la Nistru până la Tisa. Doamne, ocrotește-i pe români. Noi de dor de noi luptăm pentru țară, pentru neam, pentru vechile hotare, pentru România mare și-am murit de mii de ori să avem iarăși trei culori și-am plătit când nu se poate sfânta noastră libertate. Doamne, ocrotește-i pe români! Țara e mică, vremea e grea, ce-o mai fi, o mai vedea. Doamne, ocrotește-i pe români! Te uita, nu vom uita, țara noastră cum e ea. Doamne, ocrotește-i pe români. Cât o fi român, român, pruncul va primi la sân. Adevărat, adevărat, despre tot ce s-a întâmplat. Doamne, ocrotește-i pe români. Ține minte, fiul mai, că există Dumnezeu. Uite cum a fost și cum va fi, că nu fi și tu bărbat, să te simți mereu să dai. Doamne, ocrotește-i pe români. Pentru vechile hotare, pentru România mare. Doamne, ocrotește-i pe români.
cenușească. Vin copiii să-i asculte. Frunzea corului doinește despre toți eroii țării ce luptare vitejește ca să vadă în zări cum crește soarele neatârnării. Codule, îi spun copiii, pe vitej noi îi știm bine, ei sunt faima României, a tărie și a mândriei, veșnici codule ca tine. Fericiților eroi.
Sarele morminte, pune-ți lacrime și flori. Sfâre, ai fi mai dulce-n somnul miilor de luptători. Ridicați de thank you.
Popescu. Acolo unde s-a stejar și câți stejari înalți îngres, flăcăi cu pietrile tari ce moartea în față o privesc. Acolo unde stânci și munți și ca și munții nu plintesc, voinicii cei cu percărunți în dor de țară strămoșesc. Acolo unde-i cer senin și ca seninul cer zâmbesc, femei ce poartă la lor sân, copii ce pentru lupte cresc. Acolo este țara mea și neamul meu cel românesc. Acolo eu să mor aș vrea, acolo vreau eu să trăiesc. Acolo unde este creștie, țara mușlat, pătrânul îmi vitelește și eu sunt celor ce-au luptat. Și unde venim de mormare, sub care adânc s-au îngropat. Mulțime de oștii dușmane, ce cu robia ne-au încercat. Și unde dorul de moșie, întotdeauna dreptă stat. Și pârbătească vitejie, a podobit orice bărbat. Acolo este țara mea și eu mă ce românesc. Acolo eu sunt mă vrea, acolo vreau eu să trăiesc.
urmă drum prin țară. Dar pe unde treci acum în măreața zi de vară? Dar pe unde treci acum în măreața zi de vară? Plânge dealul, plânge valea, și vezi copiii că vremea lumei e grea, credința veșnică patriei noastre, jurăm măria ta. Înconjurându-ți mormântul Ștefan cel Mare, reînviază o clipă că ți-am adus închinare. Tot ce-ai visat o să fie precum ai lăsat-o la Slova, casa dacilor liberi este și va fi mărua. Come on.
Vasile Alexandrii. Voi ce stați în adormire, voi ce stați în nemișcare, nu simțiți prin somnul vostru acel glas triumfător ce se înalță până la ceruri din al lumii deșteptare ca o lungă salutare către un falnic viitor? Nu simțiți inima voastră către sare și se bate? Nu simțiți în pieptul vostru un dor sfânt și românesc la cel glas de înviere, la cel glas de libertate, ce pătrunde și răzbate orice suflet omenesc? Iată, lumea se deșteaptă din adânca letargie și pornește cu un pas mare către un cel de mult dorit. Ah, treziți-vă ca dânsa, frații mei de Românie, sculați toți cu bărbăție, ziua vieții a sosit. Numai tu, popor române, să zaci veșnic în orbire, numai tu să fii nevrednic de acest timp reformator, numai tu să nu iei parte la obștească înfrățire, la obștească fericire, la obștescul viitor. Până când să creadă lumea, o, copii de Românie, orice dor de libertate a pierit, s-a stins din voi? Până când să ne tot plece oarba crudă-i tiranie și la care de trufie să ne înjuge ea pe noi? Haideți, frați de același nume, iată, timpul de frăție, peste Moina, peste Milcov, peste Prut, peste Carpați, aruncați brațele voastre cu o puternică mândrie și de acum pe veșnicie cu toți brațele vă dați. Hai copii de același sânge, hai cu toți într-o unire, libertatea cum sau moarte, să cătăm, să dobândim. Pas român lumea ne vede, pentru a patria iubire, pentru a mame de zdrobire, viața noastră să jeșim. Fericită cel ce calcă tirania sub picioare, care vede în alui țară libertatea revin. Fericit măreț acela care sub un fanic soare, pentru patria sa moare, nemurire moștenim. Să apărăm munții noștri ce frumoși, că luptători de frunte suntem și viță de eroi, eroi. Din țara moților noi am venit, unde i-am cu a trăit, unde a fost rași pe roată de dușmani, fără Crușca și Crișani. Nu vom da nicio palmă de pământ, chiar de vom intra în mormânt. Acasă-i România, acasă-i tricolor.
izvorul, e doina și vioara, eroi ce șapte sau nu. Sângele Dumbrăvii Roșii, asta e patria română, unde au vitejit strămoșii. Patria ne e pământul celor ce suntem în viață, ce cine iubim frățește ne dă mâna românește. Numai noi român pe nume, numai noi cu același nume, toți cu aceea sartă dată, suspinând cu toți odată. Și avem o bucurie, asta e patria română și ea sfântă să ne fie.
clonți porniți pe pieptul tău, cu pieptul meu el am oprit. Nu plânge, Maică Românie, e rândul nostru să luptăm și din pământul ce ne arde o fărâmă să nu dăm. Nu plânge, Maică Românie, e rândul nostru să luptăm și din pământul ce ne arde o fărâmă să nu dăm. Nu plânge, Maică Românie, pentru dreptate noi pierim, copiii noștri peste veacuri ne vor onora oști. Nu plânge, Maică Românie, adună tot ce bun sub soare, când România va fi mare. Thank you.
am scântecul meu, vă așez în limbul veșniciei, să vă pomenesc Bunul Dumnezeu. Deșert și vânt, numai inima în piept mai simte ce e doar de acasă și de-ai spun pământ. Toți stau jos, mic, mare, tânăr și bătrân, era nobil omul când era român. Solii dau firmanul, Mircea îl citește și apoi cu mărire astfel le vorbește. Padișahul vostru, nu mă îndoiesc, va să facă țara un pământ turcesc? Pacea ce propune este o sclavie, până ce românul să se bată știre. Cărui patru țări se închin, Allah să te ție, dar ești în hain. În murmură surdă, vorbele se neacă, cavalerii trage spadele din teacă. Mircea se îndreptează, iute către ei, respectați solia capitanii mei. Cela ce se luptă pentru a lui țară, sufletul e focul soarelui de vară. Mergeți la sultanul care v-a trimis și oricelul de pace, spuneți că e închis. Și apoi către curte, domnul se îndreptă, fericirea țării de la noi se așteaptă. De deșarte vise să nu ne înșelăm, moarte și sclavie la străini aflăm. Viitor de aur, țara noastră are și prevăd prin secoli a ei înălțare. Însă mai înainte trebuie să știm, pentru ea cu toții martiri să murim. Căci fără aceasta lanțul ne va strânge și nu vom ști încă nici chiar a ne plânge. Eroi de George Chirilă. Cititor mari de calendare, purtător mereu
Ai noi, firi adânci vizionare, noi ne-am înțeles eroi. Ei au scris cu viață carte, slovă fulgerată în sânge, ei au ridicat din moarte dorul nostru de a învinge. Pierea cântecul pe buze, munții se întorceau din piatră și sub focuri de obuze apărea o veche fatră. Ei vecheară la hotară și de nunți n-a vrut timp, dar au vrut să avem o țară sub al primăverii nimb. La marginea povestii, ci în fierbe de istorii sau și talajuri cu priveștii s-au adunat adânc de glorie. Culturii răsar din stâncă, ori turnaște pui de lei, noaptea lor e mai adâncă, noi ne luminăm printre ei. Și ascultăm cum grâul crește în câmpiile române și trăim într-o nădejde de a munci și de a rămâne. Dreptul de a avea o țară și te-i spune România, e eroi din lăsară înfrânțindu-se cu glia. Noi acum ne îndreptăm spre finalul programului nostru și Nadin s-a lăsat ca să fie ultimul cântec din programul nostru, imnul nostru de stat, pe care vă invit ca să vă ridicați în picioare și să-l cântăm cu toții, așa, ca să trăim cu adevărat imnul.
înger, iubiți frați români, prezent și de pretutindeni, aplicați în toate colțurile lumii. Un soldat român, înainte de a-și pune pieptul și viața ca zi de apărare a țării, a scris o poezie cutremurătoare, pe front, pe câmpul de luptă, care dovedește profunzimea conștiinței sufletului românesc, începând cu frica sfântă și credința vie în viul Dumnezeu, și continuând cu conștiința la fel de vie a apartenenței la acest neam. Nu plânge, Maică Românie, că am să mor neîmpărtășit, un glonț pornit pe pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Eu tresar adânc întotdeauna când citesc și ascult aceste versuri. Iubiți frați, noi suntem urmașii acestui soldat. Acest soldat ne obligă neapărat și pe noi, urmașii lui, să înviem sau să reînviem în noi această conștiință. Frica sfântă cu adevărat în fața Atotputernicului Dumnezeu. Trăirea și cultivarea credinței strămoșești, culminând cu starea de trezvie și grija deosebită de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului și, în cele din urmă, apărarea, chiar și cu prețul vieții, a țării noastre. O altă strofă din aceeași poezie spune așa: Nu plânge, Maică Românie, pentru dreptate noi pierim, copiii noștri peste viacuri onoare ne vor da, o știm. Iată, noi astăzi am împlinit crezul acestui soldat. Doamnă director, doamnă profesoară, doamnă Rodica, iubiți copii și tineri, astăzi noi am făcut un lucru mult mai mare decât ne închipuim. N-am susținut doar un program ca să facem și noi ceva, să marcăm cumva ziua eroilor, nu. Noi astăzi, iată, am împlinit crezul acestui soldat. Acest soldat, și prin el mă refer la toți soldații și eroii neamului nostru românesc, de la începuturile sale, s-a dus pe câmpul de luptă, lăsându-și casa, familia, glia, cu un singur gând și cu un singur cuvânt: România. Și înainte de a-și închide ochii, și-a pus pieptul ca strajă, ca zid, să se oprească un glonț în pieptul lui, decât să se oprească în inima țării. El, prin acea strofă în care spune că știe că urmașii copiii îi vor da lui și tuturor eroilor onoare, ne-au avut în vedere și pe noi, pe voi. Noi astăzi am primit crezul acestui soldat și am primit crezul Sfinților Ștefan, Neagoie, Sfinților Brâncoveni, Mircea cel Bătrân, că am auzit o poezie, Mihai Viteazu, Alexandru cel Bun, Vlad Țepeș, Tudor Vladimirescu, numele mari din istoria noastră, care au existat și s-au dovedit a fi cu adevărat iubitoare de țară. Dumneavoastră, astăzi, împreună cu noi, n-ați ascultat și n-ați fost martor doar la un program, ci consider că cu toții am făcut un coborâș în istorie și am dat mâna cu acei sfinți ai noștri și cu eroii noștri. Și poate repunem o promisiune în adâncul nostru, că măcar o fărâmă din patriotismul lor, din jertfenicia lor, din dragostea lor nețărmuită față de țară, vom face și noi și vom duce mai departe. Iubiți frați, în fond, acesta a fost și scopul din urmă acestui program, de a vă pune un foc în inimi și acel foc să-l face să crească și să încălzească cu putere și acele inimi care s-au răcit. Iar acest foc se cheamă focul iubirii lui Dumnezeu, al credinței noastre strămoșești și focul iubirii neamului nostru, al graiului nostru românesc și focul iubirii înaintașilor noștri, pentru vecii vecilor. Fiți astăzi și totdeauna de acum înainte mândri și cu adevărat bucuroși că sunteți fiii acestui neam, că vorbim această limbă. Fiți cu adevărat bucuroși că sunteți români. Înainte de a încheia,
Sigur că totdeauna trebuie să aducem mulțumiri, pentru că așa este omenește, așa este firesc. Bineînțeles că totdeauna mulțumirile trebuie să le aducem Bunului Dumnezeu, care ne-a îngăduit, ne-a dat putere ca să putem să ne întâlnim la repetiții și să pregătim nu atât la nivel profesionist programul, ci mai ales la nivel sufletesc. Continui cu mulțumirea adusă domnului primar, care și de această dată ne-a pus la dispoziție tot ce am avut nevoie ca să ne putem desfășura activitatea. Mulțumim domnilor șoferi. Iarăși am stricat programul de câteva ori, dar iată și pentru jertfa dumneavoastră copiii sunt astăzi pe scenă. Și cred că acum ne dați dreptate când v-am spus că nu o să veniți degeaba la program. Aduc ales să mulțumim doamnei directoare, care a fost cu noi prezentă inclusiv la repetiții. Iar acest lucru nu este puțin. Iată și doamna profesoară Caramatrac și doamna Rodica au venit cu noi. Tuturor vă mulțumim pentru că v-ați dorit să facem acest program. Ne-am răbdit fiecare din timpul nostru, ne-a lăsat treburile, fiecare gospodărie, tot ce a avut voi copiii temele și ne-am întâlnit la cămin ca să pregătim sufletește acest program. Ne-am făcut o incursiune prin istorie și astăzi dăm mâna cu toți eroii noștri. Astăzi îmbrățișăm întreg neamul românesc prin programul pe care l-am făcut. Aceasta am vrut să vă pun la inimă și dumneavoastră celor de pe scenă și dumneavoastră celor din sală. Astăzi am făcut o incursiune prin istorie. Astăzi ne-am îmbrățișat pe toți înaintașii noștri și poate le promitem adâncul nostru că și noi vom încerca să fim ca și ei, iubitori de Dumnezeu și iubitori de patrie. Cred că cea mai frumoasă încheiere acum ar putea fi, dacă tot am făcut citare din poezia aceasta a soldatului pe câmpul de luptă, cred că cel mai frumos ar fi să cântăm încă o dată Nu plânge Maică Românie, iar apoi, mulțumindu-vă și dumneavoastră că ați venit și ați fost alături de noi, considerăm că veți pleca la casă de dumneavoastră și fericiți, dar mai ales și bucuroși că, iată, ne-a îmbrățișat pe toți eroii și pe toți înaintașii noștri. Și încheie așa, poate că toți cei care sunteți prezenți aveți cunoștință, din auzite măcar, că cineva din neamul dumneavoastră a plecat pe front și ori s-a întors având pe trupul său sfârtecat rănele de, urmele de la răni, ori poate nu s-a mai întors niciodată și a rămas acolo și a pus trupul lui strajă pentru apărarea patriei. Deci și pentru cei din neamul nostru ne-am adunat astăzi aici și ceea ce noi am început joi, când a fost praznicul Înălțării Domnului și când se face și cinstirea eroilor în biserica noastră, astăzi am continuat. Acolo am pomenit în rugăciune, acolo am adus un omagiu, hai să zicem, artistic. Dumnezeu să prefacă și acest program în ceva bine plăcut lui, să fie de folos cumva și înaintașilor, și de bucurie și de recunoștință pentru tot ce au făcut pentru noi și pentru noi să ne fie cu adevărat de bucurie sfântă. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. Yeah.
Bună ziua! Nu am vrut să încheiem înainte de a spune câteva cuvinte. Aș dori în primul rând să felicităm acești copii minunați pentru programul pe care l-au pregătit astăzi și să-i aplaudăm încă o dată. De asemenea, doresc să-l felicit pe domnul părinte Marius Crăciunescu pentru strădania de a pregăti acest concert extraordinar. La fel, aș dori să-l aplaudăm. Aș dori să o felicit și pe doamna directoare pentru că s-a implicat în pregătirea acestui. Toate cadrele didactice și de asemenea aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezența de astăzi la acest concert minunat, pentru că v-ați rupt o oră jumate din timpul dumneavoastră pentru a fi prezenți aici. Mulțumesc! Nu o să lungesc prea mult, din păcate am o răceală care mă chinuie de vreo 10 zile. Cred că aceste cântece și aceste poezii pe care le-au cântat și le-au recitat copiii astăzi au trezit în fiecare dintre noi anumite sentimente patriotice pe care ar trebui să le simțim în fiecare zi. Cu siguranță ar fi un lucru extraordinar dacă acest concert ar deveni un obicei și am putea să-l organizăm în fiecare an. Sper să ne vedem cu bine anul viitor aici, eventual într-un număr și mai mare. Da, dacă domnul primar a atins subiectul acesta, eu vă readuc în atenție ceea ce am spus și la biserică când am făcut programul de colinde și de poezii pentru nașterea Domnului. Este, iată, a doua oară, într-un jumătate de an, când organizăm ceva, creăm ceva al nostru, personal, propriu. Ideea este că aceste programe au multiple roluri, multiple rezultate. Unele se văd acum, altele se vor vedea mai târziu. Dacă este și filmat programul, eu le-am spus de atâtea ori la copii, într-un fel percepeți acum ceea ce facem și într-un fel percepe peste câțiva ani. Cu cât vom crește, vom înainta în vârstă, viziunea noastră se va lărgi. Eu, în ce îmi stă în putere, tot ce îmi stă în putință, mă stăduiesc ca să fac, dar eu n-am să pot să fac fără ei, fără copiii dumneavoastră. De asta eu fac apel totdeauna să fiți încrezători că noi tot ce facem, facem pentru binele lor și al nostru. Și atunci când ne va mai veni o idee să mai facem un alt program, vă rog mult, învățați ca părinți să vină să participe la aceste programe. Împingeți-i frumos, vorbiți-le convingător. Adică să nu îi invit doar să trag doar eu de ei. Invitați-i dumneavoastră, îndemnați-i, vorbiți-le de vremea când erați dumneavoastră de vârsta lor și cred că atunci se făceau multe și organizate și constante programe pe diferite teme. Riscul ca să iese să le pierdem, dar putem să nu le pierdem dacă suntem aici, dacă dumneavoastră îi trimiteți. Eu știu, am avut câteva exemple la repetiții când îmi spuneau că unii copii, că bunica sau mama le cânta pe de rost câteva strofe dintr-un cântec istoric sau alte cântece. Este extraordinar dacă după zeci de ani un om reține versuri dintr-un cântec, înseamnă că acel cântec a fost cântat de foarte multe ori. Și atunci nu este păcat și sub forma aceasta ca să le lăsăm așa în negura uitării. De asta, iubiții mei, noi putem să creăm momente deosebit de frumoase, emoționante, sensibile, dar și cu folos. Un singur lucru este nevoie, să fiți convinși dumneavoastră, ca părinți sau bunici,
aparținători ai copiilor, de, eu știu, importanța acestor programe și să-i îndemnați, să-i trimiteți. Trebuie neapărat, ca să duce ceva mai departe, eu le spuneam de atâtea ori, veți ajunge, iată, avem și studenți dintre noi, și mai mari, mâine pe mine sunteți părinți, veți avea voi copii, ce le veți transmite? Colindele să nu se mai audă, cântecele patriotice să nu se mai cunoască și multe alte lucruri care sunt de atâtea frumusețe, dacă noi nu le vom trăi și ei nu vor crește cu ele, între generația dumneavoastră și generația lor, și mai ales a urmașilor, nepoților dumneavoastră, va fi o prăpastie. Și atunci nimeni nu va avea de câștigat. Am uitat, din păcate, să aduc mulțumire unei persoane care niciodată ne-a mulțumit public, este vorba de soția mea. Eu, ca să pot să fiu... Ca să pot să fiu prezent la repetiții, ea a trebuit de multe ori să rămână singură cu gospodăria, cu copiii, care nu sunt puțini, și îi mulțumesc pe această cale pentru toată înțelegerea și... Să înălțați!